Azi am putut să fac un video, să mai povestesc ceva din viața mea și am putut să fac în camera asta unde s-a făcut reparații, pentru că este mai mult lumină, am și camere în tuneric și atâta eu fac aici, până terminăm reparația. Mai avem o săptămână de făcut lucrări de aici în camera asta și stând acasă duminică, mă uitam prin internet și am văzut un interviu cu o doamnă frumoasă de 34 de ani, un regizor de cinematografie din Rusia. Și m-am uitat la dânsa cum vorbește el, stilul de a vorbi, și mi-am adus aminte de cunoscuții mei, care eu îl cunosc de peste 20 de ani, la fel care au fost regizor și actor de cinematografie din Republica Moldova. De unde cunosc eu așa? Eu n-am nimic cu cinematografie, dar am un moș care este regizor la Moldova, firmă că a fost, acum este mai învățare, după la 70 de ani, și permanent, la zile de naștere, la nunț, la cumătrii, noi permanent plecam în specie la dânsul și la dânsul permanent veneau colegi de lucru, regizori, actori, operatori de cinema și foarte mulți îi cunosc personal. Și astăzi vreau să povestesc, mi-am adus aminte ceva despre acești regizori și actori de cinema. Cum sunt ei în realitate? Cine nu cunosc așa oameni? Eu ceva voi povesti din domeniul cinematografiei. După cum am zis, moșul meu permanent în fiecare an, sau odată la 2 ani, sau odată la 3 ani, făcea zile de naștere a soției sau a lui personal, sau la unul. Prima dată care eu mi-am adus aminte undeva prin 1992, am fost invitat eu cu soția la moșul meu, la o nuntă, la băiatul lor, care este și verișor. Când am venit la nuntă aceea, din anii aceia, serie de evenimente încă nu era în Moldova, dar se făceau în ospătării, în restaurante, așa mai, în școli, în serie, școală oricare. Și noi am fost în orașul Chișinău, invitați la o nuntă, la verișorul meu. Nașii verișorului erau români. La nuntă erau oameni din partea Miresei, din partea Mirilor. Din partea Miresei erau oameni de la țară. Din partea Mirilor erau majoritate din oraș. Și noi eram din partea lui invitați. Și vreau să spun că eu am să pun un mic, câteva minute, am să spun cum vorbește regizoara asta care acum este, am văzut-o pe internet, cum se comportă ea și stilul ei de vorbi și eu am să povestesc în realitate despre cazul meu, cum se comportă oamenii ăștia în locuri publice și în viața de toate zile. Răzând cum am fost noi la nuntă. Au fost la 120 de persoane la nuntă aceea din 1992. Omul principal care strângea bani, sau cum se mai numește la noi în Moldova, starostul nuntii era Tudor Tătaru. El a decedat, cu părere de rău câțiva ani în urmă, dar eu voi povesti cum era Tudor Tătaru, tot sau știu eu, cred că este regizor de cinema. Tudor Tătaru stătea la masă cu noi și mai mulți regizori. El a strâns banii, când a fost procedura de strânge banii, el s-a ocupat cu un pornos, s-a luat printre oameni și mai mult vorbea. Și cu glumile lui, după cum au știți toți, el era foarte glumeț, cu glumii impunea oameni, spui bani cât mai mulți. În anii aceia, banii erau și urmeau cu poanii. Și nu știam contul la bani, pentru că cursul la bani era foarte greu de știut. Nu știam câți bani spune pe masă. Mai scurt, el la masă cu noi stăteau așa persoane, regizori. În atul codru, nunta verișorului meu, și vreau să zic că tătarul am luat podnosul printre rânduri, s-a strâns bani. Când am ajuns la masa, la mesele noastre, unde stăteau colegii de lucru a moșului meu, adică
acolo cine era, vreau să citesc, dacă nu mai țin minte, dar zic că cu cine stăteam noi? Tudor Petar, cum am spus, strângea bani, lângă noi era Grigoriu, actor foarte cunoscut în Uniunea Sovietică și Moldova era cu soția, era Anatol Codru, regizor de cinematografie foarte cunoscut în Moldova, Pavel Balan, la fel, este operator cunoscut, era Vlad Duc, regizor, documentalist și mulți alții care nu erau numeți în mici familie. Iată, aceste persoane au început să pui bani pe masă. El începe, dacă colegii lui Tudor Tatar, el știe pe toți, spun, da, ai domnul Grigore Grigoriu și poftim, dați un mic ajutor. El s-a sculat, a vorbit niște tosturi după 5 minute și a pus, dacă nu mi-aduc aminte, undeva cu 15.000 de cupoane. Asta e foarte puțin. A doilea regizor, la fel, s-a sculat, la fel a vorbit foarte frumos, tare frumos vorbesc ei, a vorbit iar cu 5 minute, tosturi diferite, dorințe, dragoste, la tineri și așa mai departe, la fel a pus vreo 15 sau poate 20 de mii, asta era foarte puțin, și restul tot așa. Noi ne-am gândit cu frații mei, erau rudele mele, erau frați, la doi frați, cu soră, noi ne-am sculat, ne-am sfătuit între noi, ne-am gândit așa, avem cupoane în buzunar, cât spunem noi, ca să ne deosebim, noi suntem rude apropiate, dar ei sunt colegi de lucru, și noi am hotărât pe frață, rudele care ne erau, ca să fie mai mult decât înșa, și am pus toți, ne-am hotărât pe să o pună câte 25.000 de cupoane. Toți au bătut de parte, de vorbit n-am vorbit nimic, numai ne-am sculat, m-am spus din partea noastră, 25.000 și atât, nu putem noi vorbi în public așa față de dânșa. Ei au spus poezii și diferite sketch-uri, așa numai, țin minte, concret. Și iată așa s-a trecut nunta lui verișorul meu. Mai departe, mi-am adus aminte despre Tudor Tătaru, pentru că vorbesc despre dânsul. La fel am avut zi, pe 2000, nu, până la 2000, moșul meu a împlinit o vârstă oarecare, nu mai țin minte care, i-am dus la zona de noastră casă la moșul meu, îi spune Dumnezeu Olărescu, și era Tudor Tătaru cu soția și încă mai erau niște persoane acolo, care eu nu cunoșteam, dar tot erau colegi la Moldova Fiel. Să vă spun cinstit, ne-am stat vreo 3 ore acolo la masă, eu când m-am dus acasă, mă doreau făcere de râs. Tudor Tătaru permanent vorbea, povestea glumii despre regizorii lui, despre actorii lui, mai scurt povestit permanent, foarte interesant, om simplu, cu toate că el era de vârsta mea, dintr-o an suntem, numai că el era născut în 1 aprilie, dar eu sunt născut în iunie. Eu sunt mare cu, era mai mare cu dânsul, cu 3 luni. Și mi-a fost tare interesant să fim la masă cu așa persoane. Foarte simpli oameni, dar în schimb știu a vorbi, știu a petrece seara foarte plăcută. Mai departe, vreau să mai spun despre Vlad Duc. Asta este fratele lui Mircea Duc, care a fost primirea ministru, Republica Moldova, cum el se găsește pe România. Este un frate, cine nu știe, el este regizor de cinematografie din tinerețe. L-am văzut de 10 de ori, la moșul meu, la diferite zile din naștere. La fel este unul foarte simplu. Adică dacă nu mă greșesc, a avut vreo 3 sau 4 soții. Acum, recent, vreo 3 ani în urmă, am fost la o mătușă mea, soția lui Lărescu, părerea care am trecut în licetat. Am fost la ziua din astea la o sală și la noi. Și era Vlad Druc, cu o soție foarte tine, tânără. Îmi pare că dacă n-avea vreo 30-35 de ani, cu copil mic, vreo 6 ani, un băiat crețos. La fel, la masă eram 45 de persoane, din partea lor erau toți actori, jurnaliști, regizori, toți la sfârșit când s-a cipit o leacă, a început să cânte foarte frumos, mai scurt, am trecut timp foarte interesant. Am
obiceiuri foarte bune am. Este foto, este video, dar trebuie să mă duc la rundele mele să iau aceste video, pentru că dacă mă toșa s-a decedat, trebuie să am ca amintire. Pe urmă, cine m-am cunoscut? Am cunoscut un prieten, am avut regizor, actor de cinema, foarte cunoscut în Republica Moldova și în Uniunea Sovietică. Am făcut mai multe videouri despre dânsul, un prieten foarte bun și vecin, îi spune Vasile Brăscanu, oameni mai vârstă cum asta. El a făcut o grămadă de filme, la mulți film în Rusia, în Moscova, unde au fost pe timpuri arătate pe televiziunea națională a Uniunii Sovietice, inclusiv și Moldova. S-a filmat în filme prin anii 60-70 și eu, ultimii 15 ani a vieții lui, el a trăit cu mine aici, m-a călat în localitatea mea și eu îl cunosc foarte bine. Și ceva mai povestit, dar mai mi-aduc aminte. L-a invitat eu odată pe Vasile Brăscanu, soția, el avea 5 soții care era în vârstă cu soția mea, o chema Marina, și iată el a venit un spiție la o zi de naștere, la mine aici în casă, chiar în camera asta, iar unde stau eu, el a stat aici. Mi-aduc aminte foarte des de dumnealui. Și stăteam la masă, vorbeam, am și un cadou de la dânsul și acum un tablou. Și povestea diferite lucruri despre kino, cum a făcut filme, cum a făcut filmul Ceala, era un film Risc în limba rusă, numește, despre război, despre un erou unui sovietic acolo, un marinar acolo, nu mai ținem cum îi spunea familia, mai scurt povestea. Și la un moment dat se întoarce la soție, o sărută și îi spune că eu te iubesc înaintea noastră. Nu-i chiar ne-a uitat așa. Doar iară mai povestim, mai bem pe o parte de vin, el nu le-a lăsat cipit. Și la un moment dat povestea, nu știu ce, acolo nu mai țin minte, și dă pahar într-o parte și pune piciorul pe masă. Nu știu, povestea mea, soția, fata mea, care avea 20 de ani, s-a speriat și cu dânsul. Eu spun, Vasile, ce pui cu ce-o frumoasă? Zic, da, ia că așa vreau să povestesc, vă arăt. Și vă arăt și vă povestesc. Mai spun, prietenul meu, Vasile, odată vine la mine în magazin, eu am avut magazin alimentar și el vine să cumpere ceva, era abat. Și era un moșneag acolo, bătrân, un vecin acela în Mahala, care stătea la perete în magazin. El salută, începe să spune niște anecdoate acolo și s-o lua de vorbă cu vecinul meu, spune, cum te cheamă Mata? El spune, ia că mie mă cheamă așa și așa. Spune, Mata, vrei să-ți spun soarta Mata de câți ani îți trăiești? Moșneagul suie speriat la dânsul, îl știe la față, dar nu știe cine e el. Eu îi spun, este vecinul nostru, regizor de kino, de încolo în coașă, că suie și el așa, mirat. Hai spune, și ieși pălichești de perete și începe. Prietenul meu, Vasile, spune că ia cam ta, așa, 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 cu hipnoză, așa, cu mâinile. Spune că mătaie străiește atâta, să ai atâta, nu știu, acolo, că-i fost așa, că-i fost așa, trebuie să crezi în cosmos și așa mai departe, niște cuvinte. Eu cu vânzătoare nu eram și spunea, nu știam, nu știu, spăriat niște ochi, că străiești 100 de ani și nu știu, încolo și pe dincolo și așa mai departe. Ei, cu părere, trebuie trecut vreo 2 ani și de ce dacă omul, nu știu, dacă avea vreo 72 de ani. Și iată așa diferit. În altă zi acest prieten vine cu o persoană la noi, în magazin, un domn. Spune Ion, fă cunoștință, este prietenul meu, actor de cinema. Eu dau mâna cu dânsul, spune ea că de două zile șede la mine, erau și fiți amândoi. Și așa începi să spui poezii, începi să spui niște povestiri acolo. Interesant. Și am stat vreo 10 minute acolo, i-am servit cu bere și la urmă spune, deși când am înțeles, acela era actor, spune că el de mult n-a fost la Vasile Brăscanu, nu s-a văzut, pentru că el nu a fost. Eu zic, dar unde ai fost până acum? Ai fost în străinătate, în Europa, poate în America, unde mi-ai fost? Spune, da, nu, nici în Europa, nici în America, ci eu am fost
actorul celor de teatru și de cinema, n-au cunosc, eu nu pot spun familia, spune că eu am fost la spitalul de psihiatrie ca solus acoprișoleat. Eu m-am speriat cu un tata. Am văzut că vorbeam doar de așa cam întreiure, dar, mă rog, actorii stăți așa. Mai scot odată, mă rog, și s-o dus. Peste cu două zile, Vasile vine la mine, iar, și eu le-ai găsit pe ăștia. Am plecat că el, prietenul meu, coleg, am filmat într-un film acolo și așa, așa, dar și cu domnul. El spune că ia că așa, de, când au rămas fără lucru, mă domnul film mai de defi aliment, nu era de lucru și el s-a apucat din băut și iată l-a apucat astea și a dus la soția la psihiatrie. Și iată așa cazul este, eu pot să povestesc 10 cazuri este. Eu am cunoscut mai mulți, vreau să spun că nu erau toți regizori așa, fantaziori și astea, dar mulți mi-a spus moșul meu care la fel pe cădeața a fost regizor, a făcut sute de filme documentare, el e documentarist și mi-a povestit odată acasă la dânsul că după și mă dorm la film să început să desfințeze, filmul nu se filmau, o grămadă de regizori, de actori s-au apucat de băut, mulți dintre și au decedat părere de rău și este așa situație în Republica Moldova. La mine, la lucru, eu acum lucrez, am un lucrător care lucrează de vreo 5 ani cu mine, în echipa mea, eu șeful lui. El la film este operator la Moldova Film, el îi cunoaște pe toți care au fost cu dânsul lucrat. El acum are 70 de ani, dar multe ori povestește despre actori, regizori, despre Moldova Film. Și eu de cât aș povestesc istoriile astea, pentru că interesant despre viața intelectuală. Acum la televiziune nu prea s-a arat, pe internet nu prea, pentru că am bătrânit, am decedat mulți. Prietenul, lucrătorul meu mi-a povestit că fiecare an la Uniunea Cineaștilor îi sunt invitați, îi plătește ceva bani. El este în membru Uniunea Cineaștilor din Republica Moldova, permanent este invitat acolo. Înainte de tine, pe 500 de lei, acum mă tem că dacă nu mă greșesc, le-a dat la veteranul de cinematografie, doar pe 300 de lei. Și să jălui că e rău, e rău cu foști intelectuali, cu oameni de artă, situația importantă la noi. Cine nu știe, scrieți-mi mesaje, eu am povestit, eu știu mai multe istorioare despre acești oameni a societății noastre. Aici termin.